europa.fm.ro pe site-ul nostru. Este în plină desfășurare un sondaj, știi? Păi și dacă votezi eu, îmi dai și mie telefon din nou? Ție nu-ți dau telefonul ăla, ascultători. Da, deci foarte șmecher telefonul. Da, da, e unul dintre cele mai... Manu Chao și Bomba Estera. Uite că uitasem cum se numește artistul. Da. Rămâneți cu alături de noi. După Rațiunea Zilei o să ascultați piesa preferată a lui Cătălin. Băi, da, la Rațiunea Zilei trebuie să vă povestesc ceva ce nici cu gândul nu gândiți, jur. Deci este genul de știre underground. Deci de aia românească, la care spui: băi, ești prost, adică pe bune se poate așa ceva? Nu, n-ați mai auzit așa ceva, vă garantez. Hai să vedem despre ce se vorba. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, așadar, astăzi Direcția Națională Anticorupție a dat un comunicat că i-a trimis în judecată pe doi oameni de afaceri și un avocat. Potrivit legii, nu sunt numiți în comunicatul DNA, că așa e, au cerut politicienii. Bă, dar protejați-ne, că e frumos, că poate ori fi nevinovați. Dar numele lor se găsesc pe portalul instanțelor, că n-are la portalul instanțelor, aia e. Deci, dacă ne zice, dacă ne zice cineva ceva, nu putea să-i judece sub anonimat, că se face publicitate, exact, da. Oamenii respectivi sunt un afacerist care se numește Dragoș Dobrescu, e cunoscut așa în spațiu public ca membru al grupului de la Monaco. De asemenea, este vorba de un avocat și de un om de afaceri italian care conduce sau conduce aici în România compania care a făcut metroul din drumul Taberii. Așa. Asta. Hai că mi s-au aprins beculețele, că n-ai zis metroul din drumul Taberii. Ăla care a durat 20 de ani. Așa, 20, nu, dar cred că vreo 9 a durat. Da, așa. Și acum, eu credeți-mă că am citit de 3 ori pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă acolo și de fiecare dată mă minunam și ziceam, bă, da, așa ceva nu-i posibil. De ce i-a trimis în judecată? Deci, compania italiană care a făcut metroul acolo a fost nevoită, potrivit DNA, să plătească șpagă prin intermediul unei case de avocatură către omul de afaceri respectiv, deci astea sunt acuzațiile, pentru că omul de afaceri respectiv le-a promis că are influență pe lângă primarul de la acea dată, respectiv Rareș Mănescu, de la PNL, ca să le dea avizele de construire a metroului, înțelegi? Băi, exact, deci cum? Și mi-a luat multe să înțeleg. Nu înțeleg, pentru ce dădeau ăștia șpagă? Pentru că eu am gândit, bă, statul român a zis, Ministerul Transporturilor, Guvernul, toată societatea românească s-a hotărât să facă metrou. Avem nevoie de metrou în drumul Taberei, da. Da, avem nevoie de metrou și vin unii, câștigă licitația cu greu, nu știu ce. Și statul român cere și șpagă. Și pe altă parte, statul român pune situația, băi, hai că avizele astea nu vin fără șpagă, cum frățioare. Adică bănuiesc că omul ăla, înainte de a se duce așa, eu și eu povestea cum închipui, atenția, astea sunt acuzații. Deci omul ăla, înainte de a ajunge în situația de a da șpagă din care a dat, i s-a cerut 1.000.000 de euro, da? Și au plătit 547.000 de lei și urmau să plătească 1.000.000 de euro în 4 ani și erau trecute sub forma de lucrări de mentenanță sau ceva, mă rog. Și eu bănuiesc că omul ăla, societatea s-a dus întâi la primărie și a zis bună ziua, bună ziua, noi facem metro și au zis bine ați venit. Băi, am vrea și noi avizele de construcție. Nu se poate. Dar știți ce greu e să vă dăm? Am început pe aici. Și pe aia, probabil că s-au dus în partea asta la altă. Cine e cel mai influent om de lângă primar? Păi domnul, ăla, vorbiți cu domnul. Deci, atenție, nu s-a cerut șpagă pentru a se da, eu știu, pentru a câștiga licitația acea firmă din Italia, că de astea mai auzit. Da, să dai șpagă, să câștige o licitație, să faci o lucrare mai mult sau mai puțin proastă. Da. De data asta, firma era deja câștigătoare. Era câștigătoare, ei s-a apucat de treabă. Statul român a cerut să facă metroul. Da. Și tot o parte din statul român a zis, treceți pe la caserie. Am stat și am zis, bă, ce-i în neregulă aici, că nu mă prindeam. Și am zis, am mai auzit faze din astea când omul face un bloc, face o casă, face un privat. Deci un privat se apucă să facă un cartier de locuințe, da? Și normal că întâmpină tot felul de probleme și atunci se duce cu să rămână la primărie. Asta am auzit. Da. Bă, dacă statul de să vrea să facă un metrou, o linie de troleibuz, ceva ce face statul și ăla care îl construiește,
să se ducă acolo, zic, nu se poate, eu așa ceva n-am mai auzit, deși mă uit la corupție în România de 20 de ani, nu am auzit, fraților, așa ceva, deci este next trebuie level. Trebuie să botezăm schema asta. E ceva ieșită din comun. Să fie schema noastră a românilor, da, știi? Da, da. Să o ducem în toată lumea. Uite, s-a întâmplat o schemă... Schema drumul taberei, zice. Da, deci, așa, schema drumul taberei. Și acum gândiți-vă, deci ăștia probabil că își băteau capul să facă rost de avize. Ei știau care-i treaba. Bă, nu se dau avize, nu puteam merge, ce face statul aici, nu știu ce. Iar noi chibițam de pe partea aia altă. Mai țineți minte că era un afiș, peste 3 ani va fi aici metroul tău, da, și el... Ți-am spus, au fiecare zi. 30, bine, cu exagerare. 9 ani, cred că a durat acolo. Și noi ne întrebam ca proști și ziceam, bă, dar ce proști sunt aia, nu pot să fac un metrou, că în altă... Ia ca frate. Stame-ar mintea în loc. La doamna Ghica, da, s-a întâmplat același lucru. Mă gândesc acum la toate lucrările. La Domnești nici s-a întâmplat același deci lucru. Cum ar fi să descoperi o schemă din asta în care să zici, bă, nu se poate altfel. Dar nu se fac autostrăzi în România, știi? Da, pentru că nu se înțelege statul cu statul. Da, la șpagă, da, da, da. Cine dă aia? Dom'le, e absolut formidabil. Încă o dată, astea sunt ăia de la DNA, bănuiesc că așa e, i-au trimis în judecată. Suspiciuni. Sunt suspiciuni. Da, și ceilalți sunt, după cum se știe, niște oameni nevinovați până la proba contrarie. Corect. Un proces care va dura. Corect. Va dura, da, cât va dura metrou să se construiască. Va dura metrou. Încă o dată, tot ce am spus aici este o ipoteză și o suspiciune în această situație. Acum cred că cineva a dat șpagă să nu meargă lumea cu metrou din drumul taberei, pentru că nu știu dacă observa fenomenul, că nu prea e folosit. Da, am văzut. Nu știu, ce au oamenii din drum? De ce nu merg cu el? Nu s-a dat șpagă. Ieri m-am dus în drumul taberei, eu nestând acolo, deci putem să mă duc cu mașina, așa. Băi, erau niște cozi la intrarea în drumul taberei și bănesc că metrou era gol. Dar da, cam așa se întâmplă. Bine, hai să ascultăm. Mulțumim, Cătălin. Da. Ieșim și din direct de pe pagina de Facebook. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Asta era piesa despre care vorbeai. Da.